Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la un nou episod. Eu sunt Deo și astăzi ne uităm la celălalt replay de care v-am mai zis pe Arcade. 5.000 de puncte. Cifră rotundă, frumoasă, rău, știu. 20 de kill-uri, 3 asisturi, 3 death-uri. Morți. Ați înțeles, voi. Am murit de atâtea ori. Bun. Să-i dăm bătaie și să sperăm că nu se blochează replay-ul. Și văd am alcobesc și se blochează replay-ul. Bine. Bun, chat. Suntem pe... Nici nu știu cum se numește harta. N-are rău să fac pe deșteptul. Să încerc acum să ghicez. Nu, n-am habar cum se numește harta lor asta. Connecting people. Nokia. Haha, glumă bătrână, ca mine. Hai că da. Ăștia s-au spawnat deja, pe mine nu m-au spawnat prea repede. Bă, hoți meciul. Fost serverele mai aproape de aliați. Cine știe. Pam. Bun, începem, mergem. Po. Nu, mereu îți dai click pe harta ca să mi-e deschidă mare. Jumeica. Jumeica. Chat, merem pe partea mai stângă. Partea mai stângă. Ori e stângă, ori nu e stângă, Andrei. Aproximativ, ușor stângă, ați înțeles, băi. Nord, nord-vest. Cum ne uităm. Nu, ați înțeles, băi, mă rog, ăla-i nordul, nu ăsta. Ăsta ar fi un sud-est. Sud, sud-est, vest. Detalii. Îl targetăm pe 47-le. Tragem în el. Pun în curul lui și ceva gen, scoate-l că stare bombe și vrea să dea la trupele de la sol în căpușor și nu permitem noi din asta. Asta e AK-9U, parcă, nu? C-202 vine rapid spre mine, dar și-o dădea cu I-16-le. Mă întorc după el. N-am luat nici asist, nici nimic pe el. Niciuda. Niciuda, da. Ce vreți să vă zic? Niciuda. Fiecare kill în plus contează, nu? Bun. Pe 39, văd că se bate cu Spitfire. Că dă el alți doi că se bat acolo în dreapta, dar am văzut mai mulți aliați și era ceva gen, bă, hai pe Spitfire, că... Pe 39, că ăsta e mai... singur. Face el manevre bazoase pe aici, nu știu ce, nu știu cum. Mă pun în curul lui, frate, aici. Mă redresez. Mi l-a luat din 16-le. Asist. A fost ciudă. Pe 63 mi-a dat frontală la mor. Spitfire. Nu la mor. Culmea. Mă întorc din scurt, mă uit după Spitfire, după P39. Sper că mai trebuie să zic că trag, că se vede că trag de data asta. Mă retargetez pe ăsta, îl scot și pe aia era în ceva gen, ok, hai Suicide Squad, așa o țiră, dar singur Suicide Squad. Hai mă pe toți, încă unul. Mă feream de ăștia care trăgeau din spate, poate patrule, încă unul, pot de feu, nu mai pot să mă întorc după el. Era ceva gen, vai capul meu. Și pe aia, hai să mă întorc după ăștia, că mi-am pus pe toți în cap. Hurricane-ul, da, mi-a unul pilotul și da. Și cred că puteam scot Hurricane-ul sau ceva dacă nu-mi lua pilotul. Chiar aveam potențial. Cred. Mie îmi place să cred. 7 kill-uri primul avion. Doilea avion, care mi se pare mai bun și mai îndemânatic pe el, e AK-3. E AK-3, care are cam aceleași tunuri. La muniție diferă cantitatea, dacă mă înșel. Pe mitralierele de 12.7. Unul are mai multe decât celălalt cu proiectile, cu 40 parcă. Mă refer la diferența dintre AK-3 și AK-9U.
detalii, ați înțeles. Bun, țin să menționez că suntem pe arcade, dacă n-ați fost atenți la început, că scria și na, țin să precizez. De obicei, în timpul videoului, dacă e replay, țin să precizez ce tip de match a fost. Ați observat. Sea Hurricane a rămas cu boala pe el când am pus-o la mort. Acum l-am scos. Sau am luat assist pe el, una din doar. Nu, l-am scos, l-am scos. Spitfire. Mort. Și mi-am dat în el. N-am putut să mă redre... De fapt, știți ce am făcut? Am dat să mă duc în sus, în loc să mă duc în jos. Când duceam în jos, era mai câștigat, nu-mi dădeam în el. Așa mi-am dat în sus. El cum a murit. Avionul, în loc să ducă în linie dreaptă, a luat-o și avionul lui spre sus și a murit. Și am intrat cu lagul. La Vokin? Nu? De la Vokin venea lua. Și iac de la Iaclochev sau ceva de genul. Detalii. Pe ăsta am stealth. Muniție, nu o să o vedeți când trag. Să vedeți doar jos sau în stânga acolo. Am kill. Știți ce era șmecher? Să te lase să muți asta, să o pui în partea asta de supra hărții. ITP, mi-era frică puțin de ITP, nu știam ce vrea să facă, sincer. Am eu reticiențe față de ITP-uri. Avioane. Pe 40, nu-mi da atenție, ăsta m-a omorât. Data trecută, cred. Mai rețin numele, dar era un avion din ăsta. Pe 40. Seafire. Am văzut că m-a omorât. Se vede scheletul ăla. Și am zis, ha bă, să-mi dau după el. Și în același timp mă uitam pe minimapă. Bun, l-am văzut, s-a expus ca prost, m-am întors spre el, l-am scos. Văd dinamicii, 3 la număr. Eram și mergeam, FV-ul ăla nu-i pasă de mine, e aproape de mine, nu vede că trag după el, că trag cu stealth, l-am scos. Aia era pe 36 sau FV? Hai pe 36, că mi-e aproape. Îl scot și pe ăsta. Am FV-ul. Și cred că și FV-ul îl scot. Da, și FV-ul l-am scos. Deși am cam furat kill-ul ăsta, trebuie să recunosc, mă simt cu musca pe căciulă. Am păcătuit chat, am furat kill-uri. Wow, 7, 8 minute. Și 8 minute de filmare aproximativ. 7 de replay. 6 kill-uri mai trebuie să facem. Sunt curios oarecum. Bine, eu știu, dar voi nu știți. Dar ați înțeles voi. Eu știu, voi nu știți. Toate sunt bune și frumoase. La Vokin. Da, în fine. Pe 400. BF. Pe 40. Era în ceva gen, haide, mi-o dau în jos după BF, că nu-i chiar cel mai atent la mine. L-am scos. Și am văzut pe ăștia trei grămadă pe lângă aliații mei și era ceva gen, bă, dacă sunt aliații mei pe aici, hai și eu să mă duc grămadă peste ei. Am văzut pe ăla sus. S-a apropiat prea din scurt din mine. N-am putut să fac mare chestie. Trebuia să fiu mai atent la el și să mă duc după el mai repede. Aici l-am scos, desigur. BF-ul văd că... Uai ce s-a blocat. BF-ul vine. Nu-i pasă de mine, mă spre el, văd pe 400-le, am tras spre el, m-am redresat. Am avut motorul puțin mort, luat. Da? Se vede. Am făcut dodge fight cu ăla, da. Bă, ce ciudă mie, ați văzut pe 400-le, i-am dat foc, s-o stins. Bă, aproape instant s-o și stins. S-am bat piciorul eu de fiecare dată, dacă e să fac din astea, n-am noroc cu ăsta. Pui mei, parcă... Na. Aici nu știu de ce... I-am omorât reciproc. Da. Nu știu de ce la faza asta. Am avut impresia că BF-ul ăla o să treacă după munte. Nu știu cum să vă explic. Am avut impresia să treacă în spatele muntelui. Nu știu de ce am avut o defocalizare dubioasă. Eu.
sau de fapt o percepție dubioasă a ce s-a întâmplat acolo. Am crezut că o să-mi vină după munte. Păi m-am trezit, o stai bă că ăsta vine prin fața muntelui, e prost. Și n-am, am reacționat cam lent. Când am, mi-am dat seama de fapt ce se întâmplă. Ați înțeles, voi puneți pe pauză și vedeți faza și înțelegeți. Bun. 18 kill-uri. 950 de match. Da, din care jumate mereu e timpul până te spawnează. Nu mai știu dacă scot Spitfire-ul ăsta. Da, l-am scos. Ba nu l-am scos, l-am un foc. Controversat. Cred că e o assist pe el. Ba nu. Îl omor. Cred. 18 cu 3. Da, mi-a furat kill-ul. Mi-a furat kill-ul ăla din spatele meu. F6F. Ăla, cred că. Da. Un cu F6F mi-a furat kill-ul, nu? Bă, nu. Dar unde-i Spitfire, bă? Bă, nu. Ba, ăsta cu Spitfire mi-l-a furat. Bun, ai. Bun, revenind. Bine, și-am furat un kill, să zicem când suntem kit, așa, la nivel de match, dar na, totuși. Știi cum e, bine când faci tu, dar n-aș fac când îți face altul. Deci și am furat un kill în stare critică și el a furat un kill care oricum, na. Spitfire era a meu dacă nu trebuia în el. Bun, m-a redresat, F6, scos. Și am mă întorc după FV. Laterala la mine, nu-l nimeresc, culmea, și nu venea să cred că nu l-am nimerit. Așteptam să-l nimeresc. Aici mai trebuie ca un ghiolbou după el. Cam nu mai am avut timp. Că dacă mai aveam timp, făc și de damage. Eu cred că scoteam și Spitfire dacă mă întorc pe el acum. Asta că damage. Deci eu nu sunt limitat de capabilitățile mele de a face kill-uri, ci sunt limitat de timpul din match, aparent. Ei, glumesc. Nu sunt eu cel mai bun, dar na. Ați înțeles voi. Bun, chat, asta a fost episodul. Eu am fost de eu ca de fiecare dată. Vă salut. Și vă spun că următorul match cred că ar trebui să-l dăm cu chestia asta, ce ziceți? Îl știți, nu-l știți, i să trei băieți, îl scot din garaj, iau un backup încă de pe acum pe el. Opa, opa, opa. Și îi dăm match-uri cu el. Bun, pe data viitoare, chat. Bye, bye.